Eu sunt ferm convins și în această adunare se predică lucrul acesta suficient de clar, că în momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu, primim Duhul Sfânt. Nu există, eu nu am niciun dubiu în privința asta. Primim Duhul Sfânt în momentul întoarcerii noastre la Dumnezeu, în momentul regenerării, în momentul pocăinței, în momentul credinței, în momentul în care ne punem toată încrederea în Domnul Iisus Hristos. Nu am niciun dubiu în privința asta. Dar revărsarea Duhului Sfânt peste o comunitate este altceva. Manifestarea cu puterea Duhului Sfânt peste o comunitate este altceva. La fel cum există o diferență între primirea Duhului Sfânt și manifestarea plinătății Duhului Sfânt în viața mea. Eu pot să am Duhul Sfânt și să nu fiu plin de Duhul Sfânt, da? De aceea cred că este important pentru noi pasajul acesta, extraordinar de important pentru noi pasajul acesta, pentru că ni se face o chemare la pocăință nouă care suntem poporul lui Dumnezeu, da? Punem în paralele, s-a făcut o chemare la pocăință lor care erau poporul lui Dumnezeu. Nu este chemată lumea aici la pocăință. Este chemat poporul lui Dumnezeu la pocăință. Poporul lui Dumnezeu care avea legea, poporul lui Dumnezeu care ținea ritualurile, poporul lui Dumnezeu care făcea ceremoniile, poporul lui Dumnezeu care știa doctrinele, poporul lui Dumnezeu care era în temă cu lucrurile acestea. Poporul lui Dumnezeu este chemat la pocăință cu promisiunea că poporul lui Dumnezeu va fi restaurat, cu promisiunea că peste poporul lui Dumnezeu va fi revărsat Duhul lui Dumnezeu. Eu cred din toată inima mea și nimeni nu poate să-mi schimbe convingerea aceasta că există o manifestare a Duhului Sfânt pentru comunitate, pentru corporație, pe care încă n-am experimentat-o până acum. Deci nu mă refer la chestii gen carismatice, nu știu ce valuri, vine un alt val, vine... Nu! Mă refer la o manifestare care poate să devină obișnuită în adunare cu condiția ca noi să trăim în pocăință. Cu condiția ca noi să practicăm pocăința. Există o manifestare puternică a Duhului Sfânt în toate privințele, în sfințirea noastră, în slujire, în evangelizare, în impactul nostru în societate. Poate să... Credeți că poate să existe mai mult decât experimentăm până, cât am experimentat până acum? Cu siguranță există. Cu siguranță există. Însă vedem principiul acesta în Sfânta Scriptură. E extraordinar de important. Dumnezeu nu lucrează în păcat. Nu este felul lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu produce prin Duhul Sfânt pocăința noi, dar înainte produce pocăința. După aceea ne binecuvintează, da? El ne dă ceea ce ne cere, spunea Augustin. Doamne, dă-ne ceea ce ne cere. Nu știu, în altă formulare de asta spunea. Doamne, dă-ne, lucrează în noi ceea ce ne cere. El ne cere pocăința, lucrează în noi pocăința, dar întâi lucrează pocăința, după aceea ne binecuvântează în alte feluri.